Andreea este o fetiță care a fost practic abandonată în spital, bolnavă de inimă. Am sincronizat foarte bine trimiterea ei cu venirea unei echipe de medici din Italia, care medici au concluzionat că este cazul să se deplaseze în Italia împreună cu ea pentru intervenția chirurgicală. Mai departe, Andreea a ajuns pe mâinile unei persoane desemnate de Direcția pentru Protecția Copilului. A fost operată cu succes în Italia, doar că în țară nu aștepta nimeni cu nerăbdare. Micuța a ajuns într-un centru de plasament. Soarta i-a surâs și lui Andrei. Andrei, n-aș putea să spun că a fost abandonat în spital, ci lăsat în spital foarte multă vreme, pentru că suferea de o malformație cardiacă extrem de gravă, transpoziție de mari vase, și acest copil a plecat cu formularul E112 în Italia și s-a întors extraordinar de bine, operat, sigur că trebuie să mai facă tratament medicamentos, operația fiind una extrem de complexă. Și Andrei și Andreea au fost salvați, deși inițial părea imposibil. Ambiția medicilor a dat roade, iar micuții pacienți au de acum înainte o viață normală.